Sâmbătă, românii îi sărbătoresc pe Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Superstițiile din popor spun că în această zi este bine să aprinzi o lumânare și pentru sinucigași sau osândiți. Biserica îi cinstește și pe Sfinții Îngeri. Sfinții Îngeri, pe care îi pomenim mâine, pe 8 noiembrie, sunt Arhanghelii Mihail și Gavril, care știm dintr-un început că ei au fost conducătorii puterilor celor de sus, din cer. În această zi s-a rânduit ca în ziua de 8, care este o zi rânduită de către biserică, în afară de cele 7 zile, ziua a 8-a este ziua pe care o închină Biserica Sfinților Îngeri. Credincioșii spun că vin la biserică să se roage pentru binele familiei. Sfântul Mihail este al harlu și al darului Gavril. Un al harlu și un al darlu. Și este la noi în Iași, la Galata, la mănăstirea Galata Hram, și la un părintele Ionuț în Păcurari. Credincioasă eu. Acum am mutat în Iași și nu știu unde este Biserica Sfinților Voievozi Mihail și Gavril, dar aș vrea să aflu. Sunt ajutător, în primul rând pentru sănătate, pentru copii, pentru căsnicia copiilor, fericirea lor. Peste 1,3 milioane de români își serbează onomastica.